Atenție, prietenei ciocolatei! Dacă ați fi nevoiți, ați alege vreodată altceva în loc de iubitele voastre gustări din ciocolată? Să punem la încercare admirația voastră prin provocarea supremă a ciocolatei! Deseori viața ne poartă pe căi diferite, dar uneori acele căi se întâlnesc și rar iese totul bine. Opa, nimic nu testează o prietenie mai bine ca o ciocolățică! Oh, a început! Hai, mă, mi-e poftă de dulciuri! Da, dar eu n-am avut timp să iau prânzul azi! Eh, nu-i problema mea, nu-i așa? Hai, te rog, Kevin! Nu, e a mea! Atunci o să te mănânc pe tine! Oh, ce s-a întâmplat cu prietenia dintre Vicky, cea dulce, și Kevin, cel blând? Trebuie să rezolvăm cumva cearta asta oribilă? E, dacă vor să lase ciocolata să le strice relația, poate că merită o mică lecție. Să le dăm acestor tineri hapsâni o lecție importantă, da? Mă voi răzbuna pe tine, Vicky! Ce? Mamă, unde sunt? Aia e o bomboană gigantică? Ce tare! Ce naiba s-a întâmplat? Ah, cum am ajuns aici? Vicky? Ok, ce naiba se întâmplă? Voi doi ați fost foarte obraznici, deci am decis să vă pedepsesc cu asta! Ia să vedem ce e aici! Melci de ciocolată? Hei, arată chiar bine! Să gustăm unul, da? Bunuț! Deci, ce mai aștepți? Alo, e cineva acolo? Hai, Kevin, suspansul ne ucide, deschide-o! Scârbos! E cel mai mare melc pe care l-am văzut vreodată! Mamă! Hei, Vicky, vrei să-l cunoști pe noul meu amic? Frate, e un melc pe steroizi? Kevin, nici nu te gândi! Nu, Kevin, te rog! Sunt un om bun! Nu merit asta! Vicky, nu face mișcări bruște! Melcul o să-ți mănânce fața! Să ia cineva chestia asta lipicioasă de pe mine! Prieteni, următoarea provocare ar trebui să fie mai puțin scârboasă ca ultima. Astea sunt statuetele pe care actorii le primesc la Oscaruri. Dar pe care vrea să-l ai? Un Oscar real sau unul de ciocolată? Oh, așa da! Ce zici de premiul tău, Vicky? Frate, ăsta nu are gust de ciocolată? E ok, cred că e de ajuns să-mi fie recunoscută cariera strălucită de actriță! Întâi, aș vrea să mulțumesc echipei mele de la 1-2-3-GO, părinților mei și prietenului meu cel mai bun, Kevin! Vă mulțumesc tare mult! Vicky? Vicky? Alo? Hai, lasă fata să viseze, nu făcea rău nimănui! Mă rog, aș putea să câștig unul cândva, n-ai de unde să știi? O fată poate visa, nu? Da, de parcă l-aș mai lăsa pe Făt Frumos să intre după ce mi-a scris asta. Sunteți gata de o nouă rundă? Hei, uite, un porumbel alb! Să fac acum Kevin schimbul! Hei, nu te grăbi, prietene! Primești ce-o fi și gata! Bun, să vedem! Un ou de aur! Și un alt ou de aur? Frate, crezi că e aur real acolo? Mă întreb care o fi fals! Nu, cred că al meu e oul adevărat de aur. E, cred! Să mușcăm la... 1, 2, 3... Hai! Am primit oul de ciocolată! Am primit oul de ciocolată! Frate, Kevin a primit un ou real! Păcat că nimeni nu l-a gătit înainte! Rapid, să-i aducă cineva o bere! Of, îmi pare rău, Kev! Poftim, ia niște ciocolată! Hai să facem următoarea provocare mai interesantă! Wow! Mă întreb ce-o fi sub capace de data asta? Da, suntem pregătiți! Ce? Ce să fac cu astea? Și pe farfuria lui Vicky, machiaj din ciocolată? Îmi lasă gura apă deja! Bună, iubirile mele! Ce-am făcut ca să vă merit? Abia aștept!
Oare o fi ciocolată cu lapte sau neagră? Ruj, ha? Ce, ar trebui să-l testez sau ceva? Hei, ce bine miroase! O să încerc! Ah! Kevin, poate nu ești fată, dar știi că nu trebuie să mănânci rujul? Te dai cu el, prostuțule? Spune-mi, am ruj pe dinți? Hei, nițel, Kev! E timpul să condimentez puțin provocările astea, nu? Vai, brânzici din ciocolată! Nu cred că miros a brânză împuțită, Kev! Da, clar ciocolată! Miroase-o și tu pe a ta, Vicky! Frate, astea sunt făcute din șosete purtate la sală! Miros absolut oribil! Hei, Kev, ți-am mai zis că-ți stă genial părul azi? Of, ce dez! Mersi, frate! Ce mai pune la cale prințesa acum? Oh, simt că o să fie ceva bun! Sper să iau eu ciocolata! Wow, e un microfon de ciocolată? Stai, ăla e un alt microfon de ciocolată? Sunt confuză! Să recunoaștem, e cam greu să zici care e real și care nu! Ia-ți gura de pe microfonul meu! Eu, în schimb, pot să-mi pun gura pe asta? Da, e clar ciocolată! Ce bun! Mă întreb ce poate face microfonul meu! Oh, e pornit! Te gândești la ce mă gândesc și eu? Să înceapă spectacolul! Nimic nu te face să cânți mai bine ca niște ciocolată delicioasă, nu-i așa? Știu că vă distrați, dar n-ar trebui să ne întoarcem la provocări? Prieteni! Să vedem ce o să aleg acum! Da, asta e bună! 1, 2, 3, start! Oh, parfum scump! Ăsta nu o fi așa de scump, dar frate, ce bine miroase! Da, am câștigat iar ciocolata! Wow, ce bucată imensă de deliciu dulce, Vicky! Nu mai aștept! Înfulec! La fel de bun cum mă așteptam! Mă întreb cum miroase! Ah, mi-a intrat fix în ochi! Ah, arde! Kevin, ești bine? Oh, ia te uită! Wow, miroase ca o grădină! Adulmecător, Vicky, adulmecător! Ok, asta e clar cea mai tare zi! Ultima a fost amuzantă! Să vedem dacă următoarea o întrece! Prieteni, sunteți gata pentru asta? Oh, par a fi bani! Nu, și mai bine, bani de ciocolată! Ce delicios arată! E, fără alte comentarii, să gustăm! Oh, da, super bun! Kevin, în schimb, e gata să pună mâna pe premiul lui! Ce? Sunt bani adevărați! Ce noroc am! E mult mai tare ca orice ciocolată! Când dai de ceva bani, e ușor să te simți ca o vedetă rock! Hei, unde mi-au dispărut banii? Piu, încă mai am, e bine? Aoleu, unde s-au dus? Nu e corect! Încă mai am banii care erau la început în portofel, corect? Nu! Ce mai născocește zâna prințesă? Cum de-i vin ideile astea? Oh, se pare că e ora de ciocolată pe farfuria lui Kevin! Wow, chiar arată ceas de aur, nu-i așa? Oh. Să nu crezi că o să auzi un ticăit de la el? Mai trebuie doar să gust! Iei și tu o gură, Vicky? Nu, eu îmi port gustarea! E grozav, dar abia aștept să iau o gură din el! Oh, da, atâta-i ora! Nici nu te gândi! Uite ce ceas grozav ai! Gata, am ajuns la provocarea finală! Abracadabra, hocus pocus! Mamă, se pare că au primit gustări din ciocolată identice! Mersi, zână prințesă, e cea mai tare gustare de până acum!
Frate, ia uite ce e pe spate! E grozav! Ce șmecherie, nu-i așa, Kevin? Kevin? Mai! E cam greu să vorbești cu gura plină de ciocolată, nu-i așa? Nici o bucată de ciocolată nu e în siguranță la Kevin, mai ales când arată atât de mișto ca asta! Kevin? Ce? Trebuia să o mâncăm, nu-i așa? Nu pot să cred că ai înfulecat deja jumătate! Prieteni, ce-am învățat azi? Ciocolata e grozavă, dar nu merită să strici o prietenie din cauza ei. E frumos să împarți, așa se spune. V-a plăcut provocarea cu ciocolata? Arătați clipul și altor iubitorei ciocolatei. Și nu uitați să vă abonați la pagina noastră de YouTube 1, 2, 3, Go Challenge pentru și mai multe clipuri grozave ca acesta.